Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Este emisiunea în care șef Adi Hădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la masă și pentru a le servi o porție mare de întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară este cel mai cunoscut creator de modă din România. Designerul Cătălin Botezatu vine la cină. Salutare, Adi, ce mai faci? Bine, mulțumesc frumos, bună seara. Bine ai venit la emisiunea ta, practic. Preferată, la emisiunea mea preferată. La cină, sâmbătă seara, ora 21, Digi24. Am început cu promo, zic ceva și de sponsor și am terminat emisiunea. Te rog. Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bravo! Deci pot să pun eu voice-over pentru sezonul următor. Hai, lăsăm gluma, vine Cătălin, ne prinde cu masa nefăcută. Nu ne prinde Cătălin cu morcovii pe masă, o să ne prindă cu ei în tigaie și după aceea pe farfurie. Ce mâncare pregătim? Măi, ce, o să fie ceva cu porc, cu salată, cu niște sfecle din astea mici, drăgălașe, cu morcov, cu usturoi, mai un pic într-un stil așa semi-asiatic, o să vedeți voi, o să mâncați voi. O să mâncăm noi, dai rețeta acum? Nu vă dau bețișoare sau ceva, dau rețeta mai imediat, vezi tu de treaba ta că mă descurc. Te rog. Sigur. Dragii mei, rețeta de astăzi de o simplitate ieșită din comun. Glumesc, nu e chiar atât de simplă, dar nu este nici chiar atât de complicată. O bucată de ceafă de porc este foarte fericită că nu e o bucată de ceafă de vită și că e o bucată de ceafă de porc, cum am aici. Mă rog, de fapt sunt vreo 4 bucăți pe care le voi găti în stil asiatic, adică nu o să fie chiar o mâncare chinezească sau tailandeză sau mai știu eu ce. Nu, în stil asiatic, și stilul asiatic vine în primul rând din condimentare și din faptul că o să gătesc la un fel de semi-wok ce am eu pe aici, condimentare. Înseamnă că o să pun peste carnea asta niște sos de soia, puțin sos de stridii și un amestec de mirodenii. Chili, scorțișoară, cuișoare, nucșoară. Astea au venit toate ambalate sub titulatura amestec de mirodenii pentru stir fry. Se găsește, nu e nimic nemai văzut. Pe lângă carne, ceapă verde, usturoi verde, niște morcovi și o să fac eu ceva și cu sfeclele astea mici. Probabil că o să le gătesc separat într-o altă tigaie, că nu vreau să le amestec, pentru că nu vreau. Adică ele vor fi garnitură pentru carnea asta, de care mă și apuc chiar acum, că n-aș vrea să vorbim prea mult pe tema asta. Ceafa de porc e o bucată de carne care se gătește destul de repede. Adică în 3-4 minute, dacă nu e foarte groasă, ai gătit-o. Dacă o tai fâșii sau bastonașe, se gătește chiar mai repede. Asta înseamnă că o să petreacă și mai puțin timp pe foc. Dacă nu ai acasă un amestec de mirodenii gata făcut, poți să-l faci singur, că nu e chiar atât de complicat. Anason stelat, anason simplu, chili uscat, adică ardei iute uscat, poate niște sare, niște piper, piper sichuan, de ce nu, dacă vrei să te duci mai spre China, zdrobite toate într-un mojar, în proporțiile care îți convin, bineînțeles. Puse într-un borcan, borcanul închis hermetic cu un capac din ăla cu garnitură, undeva pe un raft, în bucătărie, ai mirodenia asta mult și bine. Mă rog, până se termină, după care faci alta. Că e toată lumea pregătită, ne mutăm în tigaie. În tigaie niște ulei de susan și după aceea ceafa de porc care s-a marinat între timp, o țin acolo pe foc iute până când văd eu că se rumenește și după aceea dau legumele. Mai întâi morcovii și poate o să pun un pic de apă și las să scadă și când văd că morcovul e pătruns, vin cu ceapa, cu ardeiul iute, cu ceapa verde, usturoiul verde și la urmă încă niște usturoi din ăsta vechi, mărunțit. Și gata.
Cătălin Botezatu este cu noi la cină în această seară. Bună seara, bine venit! Vă mulțumesc că m-ați primit în casa voastră. În sufrageria noastră. Din miezul capitalei. Da, da. Kilometru zero. La kilometru zero. Tu nu îmbătrânești niciodată? Încerc să nu. Cum faci? Cât îți ia să ieși așa din casă? Păi n-ai văzut că m-am schimbat aici la tine în 5 minute. Tot în 5 minute? Nu, 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 te mai poți schimba în 30 de secunde, ca pe vremuri. Când ești, vreau să le spun oamenilor că ai fost, nu știu dacă am mai ești, a câștigat titlul de cel mai rapid manechin. Cel mai rapid manechin european, într-adevăr, mă schimbam în 30 de secunde, de absolut tot, de la pantofi, mai puțin lenjerie intimă, ciorapi, cămașă, tot, 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 și ieșeam din nou pe chetoc. Asta din cauza faptului că anumiți manechin băieți, mă refer la băieți acum, nu reușeau să ia vize pe vremea aceea și n-aveau dosarele bune și atunci rămâneam foarte puțin și trebuia să le îmbrac și outfit-urile lor și atunci asta e. Te rog, ia loc acolo. Mă rog, sper că ți-e foame. Mi este foame și mai ales că știu ce gătește șef, hai de capul meu. Sper că n-ai mâncat toată ziua pentru asta. Normal. Cătălin, ești născut și crescut în Alexandria. Cum erai tu în primii ani de viață? Cum erai copil? Doamne, da, toată lumea îmi spune, dar tu totuși ai născut în Alexandria. Tatăl meu, mă mândresc cu originea mea și faptul că acel oraș, poate că cunoscut foarte puțin de oameni în ultima perioadă, din, nici nu știu dacă pot să spun din cauza sau datorită unor chestii politice, este un oraș foarte frumos, un județ care a dat foarte multe valori. Iată, cel scrii mai cunoscut designer al României. E vorba de scriitor, de pictor. Și de ce nu politicieni? Asta este bun, răi sunt ai noștri, eu mă mândresc cu ei. Și hacker. Dar este un oraș frumos, cu oameni minunați. Eu am avut o copilărie extraordinară și asta se datorează foarte mult, trebuie să recunosc. Mama o să mă cert acum. Mă ceartă tot timpul când dau interviuri. Încă te mai ceartă mama ta? Da, și încă accept asta, ce să fac. Pentru că pe mine m-a crescut foarte mult bunica mea, m-a răsfățat bunica mea și un întreg neam de femei. Cătălina, ai crescut în casă cu 5 femei. Da, cu 5 surorile mamei mele, pe care le iubesc, le idolatrizez, una din păcate nu mai este printre noi, dar care m-au crescut, care au contribuit la ceea ce sunt acum, la educația mea pas cu pas. Știi să gătești? Apropo de traiul cu 5 femei în casă? Știi ce se întâmplă? Când eram mic, stăteam așa în bucătării, n-aveam cum, pentru că se gătea în continuu, fiecare gătea ceva în stil românesc, în stilul evreiesc, în stil, toate stilurile posibile și imposibile, și stilul ăsta neauș sărănesc iară, și mă mai prosteam, îmi ieșeam, dar acum recunosc că nu știu să gătesc. Am acasă una dintre cele mai frumoase bucătării și cred că am făcut de câteva ori doar un ceai. Spune-mi, te rog, care erau treburile din gospodărie pe care le făceai tu? Umilință. Aici mai lovit la umilință. Pentru că atunci când nu făceam diverse lucruri, gen, nu spuneam sărut în mâna, de asta, chestii de genul ăsta, nu citeam și nu îi făceam comentariul literar al unei cărți, că așa, așa eram, să nu crezi că aici eram Sparta, scrie pe mine. Lasă că știu că ai terminat liceul cu 9,90. Da, atunci îmi spunea așa, dă cu aspiratorul, uram, când auzeam așa, dă și, ai dat și tu cu aspiratorul, și casa era imensă. Dădeam cu aspiratorul, se uita, vezi că mai sunt scane. Ok, aspiratorul nu erau de ca acum, de alea cu vacuum și să joci la Freddie Mercury, erau de alea, tăteai de bușera. După ce făceam, oare ce faci acolo, șef? Ce să facă, gătește pentru tine. Abia aștept un timp cu foame de mor. Bun, deci după ce îmi făceam dată chestia asta, cea mai mare umilință, dar ce mi se părea așa o umilință și chestie de care nu era deloc masculină, dă cu pieptenele pe ciucuri. Așa voiam să te întreb dacă mai aranjezi ciucurii la covor. Noi urăsc, știi cum fac acum cu ei, așa fac. Dar acum am covoare create de mine, să știi. Ne-am creat covoare? Da, am făcut și linie de covoare cu margine din crocodil și cu intarsii de crocodil și lână de merinos. Oricum, și le-am creat ciucuri. Special fără ciucuri. Deci terminațiile sunt din crocodil. Asta este, să se șteargă. Pe urmă, iară o umilință era gunoiul. Din două în două ore, duc gunoiul. Se împută alea în coșul de gunoi. Ce se împută, mamă? Duc gunoiul. Ok? Și mai era umilința, dar acolo o făceam la chestia asta pe mama, pentru că îmi spunea, du-te și umple sifoanele. Și la sifonărie, că așa e la sifonărie, pe lângă sifoane se făcea și un suc. Și acolo mă duceam și îmi făceam plinul de sucuri. Și dă-i cu suc, și cu aia, și cu aia, și cu aia, și cu aia. După ce îmi făceam plinul, ce bani rămâneau, îmi umpleau un sifon jumate, mă duceam cu ele, spuneam, astea sunt. Bam, bam, bătaie,
că nu puteam acum să reclamă. Mai, te mai altoiau? Doamne, deci mă lua așa de, m-am tata niciodată, mă lua așa de perciun și mă ridica până când nu mai puteam să mă ridic pe vârfuri. Și după ce, urlam, poc! Bine, nu să-mi rupă dinții sau ceva, dar era, na, și la piața ultima omilință și asta. La piața mă spunea cu lista, pătrunjel, mărar, ala, ala, ala. Mă duceam și luam ce era mai ieftin. Ce era mai ieftin și mai prost, înțelegi? Ca să-ți rămână bani. Ca să rămână bani. Și nu am mentosane, chip, bomboanele alea, chip, mizerile alea de chip, știi, care se pun pe colibă. Toate mizerile. Ți-ar fi plăcut să crești cu un frate sau cu o soră? Am fost egoist, știi? Bine, când eram mic eram avea egoist, eram egoist în prostia mea. N-am cum să împart averea, nu era vreo de nicio avere, dar nu, pentru că știu să spun și acum, uite, dacă am o problemă, dacă mă îmbolnăvesc, să știi că nu sunt nici pe tata, nici pe mama, pe nimeni, nu vreau să împovăresc cu greutățile mele. Poate da, îmi sunt câțiva prieteni buni de care am nevoie și care nu sunt atât de emoțional legați de mine, dar de familie niciodată nu sunt. Mătușile mele, când se întâmplă ceva cu mine, mă sună, aoleu, ești bine. Le spun data sau află ultimele după ce s-a terminat totul. Nu, nu vreau să fac să sufere. Vorbești foarte mult despre mama ta. Ți-am urmărit mai multe interviuri. Nu, tata o să zic, niciodată nu spui nimic de mine. Mai puțin despre tatăl tău, da. Nu ne înțelegem foarte bine. Adică nu în sensul că, noi, Doamne ferește, suntem două fiuri la fel de puternice, la fel de vulcanice și tatăl meu a divorțat de mama mea atunci când eram foarte mic. S-a recăsătorit de câteva ori, bismul un Don Juan, cred că îmi seamănă. Îl iubesc foarte tare, deși nu știu să arăt asta, nu știu să-mi arăt afecțiunea față de părinți. Întotdeauna am fost foarte rece. Niciodată nu i-am spus mamei, adică rar, în ultima perioadă poate am spus mamei mele așa și cu lacrimi în ochi, te iubesc, deși fără... Nu-mi iese chestia asta cu te iubesc, mama, te iubesc, nu pot. Nu o să regreți mai târziu? Dar nu că nu am de ce să regă, că iubesc, da, că nu pot să le spun asta, când le știu. Când le-ai spus-o mai des? Nu vine din mine. Mama e totul pentru mine, da, în primul rând, mama e totul pentru mine, clar. Tatăl meu e tatăl meu și îl iubesc și îl apreciez și am furat multe șiretlicuri de la el și chestii de masculinitate, așa și de, mă rog, prostii. Dar asta nu înseamnă că nu-l iubesc, îl iubesc foarte tare. Sunt alături de el, am trecut amândoi din nefericire prin niște cumpene extraordinare atunci când am fost operați amândoi de cancer. Deci de că în aceea zi s-a nimerit să fiu eu în Turcia operat de acel cancer nenorocit și făceam așa operație extrem de periculoasă tip Hypec, iar el făcea în România operație la fel de periculoasă la plămâni de cancer. Deci a fost foarte greu. Astăzi vorbești cu relaxare, văd. Pentru că lucrurile trebuie luate așa ca atare. Deci dacă nu ești optimist, că nu mai folosesc cuvântul pozitiv de când e cu COVID-ul. El s-a îmbolnăvit înainte, cu un an și ceva, foarte grav. Am reușit să îl salveze efectiv pe ultima 100 de metri. Și a revenit numai că boala a recidivat într-un mod destul de urât. Și deși l-am trimis în spitale, bla, 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 eu am plecat, m-am îmbolnăvit și eu, neștiind exact ce am, pentru că m-am dus la un simplu control, să știi asta, nu mă l-am dat la capăt. Cui ai spus? Care a fost prima persoană care i-ai spus? De boala pe care o am. Când ai primit diagnostic? Consilierea mea medicală, Eva Pavel, ea știu, ea este singura femeie și aș putea să spune înger, eu vorbesc cu ea așa, îmi tremură glasul pentru că o iubesc foarte tare și mi-a salvat viața de câteva ori. Medical n-am încredere decât în ea. Este ceva fantastic femeia asta, deși ea a trecut prin niște probleme de viață extraordinare cu familie și n-am să spun asta că poate ne privește, probabil că din acel moment și-a dedicat viața în a salva oameni. Iar pe mine cred că m-a ajutat nu pentru că sunt VIP-ul Cătălin Botezatu, pentru că la rândul meu am salvat foarte multe zeci de vieți, ci pentru că viața a făcut-o în așa fel încât ca eu de nebun, pentru că sunt nebun, să mă duc la un spital, prima vorbesc acum de stand-uri, acum mulți ani, și din momentul ăla am cunoscut-o pe ea și din momentul ăla ea a fost alături de mine și a dormit pe canapele, pe paturi, pe scările spitalului sau... Wow, ce bine miroase! Uităm, Doamne, discuția asta, da, pentru asta un moment. Mâncare, pentru dragul de pe ureche, e mâncare așa din situația. Te rog, aici sunt acăurile. Wow. Porc cu legume, un orez prăjit, dar gătit înainte cu niște sfeclă de aia și niște varză chinezească. Wow. Te rog, Cătălin. Da. Curaj. Poftă bună. Poftă bună.
Nu prea mănânci seara, dar ai făcut o excepție, da? Da, a fost foarte bun, foarte, foarte bun și mie îmi place foarte mult. Doamne, mâncarea asiatică e viața mea. Hai să continuăm dialogul despre tine ca om. Cătălin, ai terminat liceul cu 9-90, am spus-o un pic mai devreme. Da, erai tocilar? Matematică fizică, secție matematică fizică. Deci ești bine la cifre. Da, nu știu dacă eram tocilar. Învățam, de exemplu, la literatură eram poate dintre cei mai buni oameni din clasă. Îmi plăcea să fac comentarii literare. Mi-a plăcut întotdeauna geografia, istoria, desenul. Am făcut matematică fizică, dar am urât fizica. Am urât matematica. Chimia. Și te-ai dus la Politehnică, apoi la ASE, dar visul tău era să faci teatru. N-ai intrat la teatru, dar ai jucat în a doua Căderea Constantin. Și nu mai am jucat, nu mai multe roluri, dar mă rog... Cum a fost experiența de actor? Faină, dar vezi tu acum, deși după Revoluție am fost chemat pentru că am dat la teatru, am avut așa șansa și m-am verificat să cad și primul sublinie. Pe vremea aceea erau 3 locuri la băieți, 3 locuri la fete și erau sute de concurenți și mă pregăteam. În prima fază nu m-am pregătit cu nimeni, apoi am făcut pregătiri cu Florin Piersic, cu Micheta Juvara, cu oameni grei în teatru și mi-aduc aminte că după ce s-a terminat nebunia cu Revoluția, domnul Demrădulescu, care era în comisie tot timpul, mi-a zis, gata, hai vino, avem nevoie de o figură ca ta în teatru, în film. Și am zis, prea târziu. Mi-am dat seama că nu e ceea ce îmi doresc și că munca pe care actorii din România, atât de film cât și de teatru, o depun, nu este una recompensată pe măsură. Adică, tu ți-ai dat seama că oricum câștigai mai bine ca manechin de top ce erai? Da, nu că ar fi contat banii, pentru că întotdeauna contează ceea ce îți place să faci. Dar mi-am dat seama că aș fi muncit foarte mult, iar ceea ce făceam deja mi-aducea satisfacții foarte mari în toate punctele de vedere. Deja eram premiat pe podiumurile internaționale și lumea mi era la picioare din alt punct de vedere. Și mi-am dat seama că, de fapt, îmi place să fac fashion. Hai să vedem cum a început cariera asta de manechin a ta, pentru că așa cum există o generație de aur în fotbal, există o generație de aur și în moda din România și tu ai făcut parte. Datorită unei femei, datorită Biancăi Brad, pentru că ea mi-a îndreptat pașii către acest job. Ne-am cunoscut la examenele de la IATC. Ea spunându-mi că se au eliberat niște locuri, băieți sau fete de obicei obișnuiau să fugă peste hotare când aveau prezentări și atunci se eliberau locuri, se dau examene mai grele decât cele pe care le deam la o facultate. Am intrat, a fost un drum destul de sinios, că deși am intrat primul cu 10, examenul a durat vreo 3 săptămâni, nu aveam buletin. Toată lumea avea, mama mea nu avea și eu nu făcusem buletin. N-aveai buletin de București. Da, de asta București. Era chestia cu buletinul de București. Dar am avut iară șansă și noroc, pentru că am fost foarte plăcut și pentru că toată lumea m-a vrut acolo. Inclusiv familia Ceaușescu. Ministra acelei vreme, ministra de industria ușoară, atât de tare a insistat să fiu, încât fiind foarte bună prietenă cu familia Ceaușescu, cu Elena Ceaușescu, căreia îi lucra, pentru că, pentru cine nu știe, Elena Ceaușescu, familia Ceaușescu își lucrau, toate hainele erau made in Romania și le lucrau la APACA. De ce crezi că ai fost favoritul familiei Ceaușescu? Nu știu. A fost o șansă. A fost o șansă de care am profitat și atât. Cum erau ceaușeștii? Extraordinar, din punctul meu de vedere. Serios? Să-mi iau hate, iară, da. Mă pregăteam să-ți trimit și eu un val de ură. Da, știu. Dar nu pot să spun asta pentru că eu am cunoscut altfel, am cunoscut o altă latură. Gândește-te că cred că era aproape, dacă nu de două ori pe săptămână, chiar săptămânal, când delegațiile, președinții de stat care veneau în România sau prim-miniștrii țărilor care vizitau România, prin protocolul de rigoare, aveau un program și o prezentare de modă și vedeam, era sala aceea de protocol de la APACA, de la CCPI, Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, în care erau cele 4 fotolii și 100 de security. 4 fotolii, deci Elena, Nicolae Ceaușescu și cealaltă familie, fie că era prim-ministru cu soția, fie că era președintele unei țări cu soția. I-am văzut pe toți în anii aceia, pe toți, toți președinții, toate soțiile de președinți, dar nu știu, bă, la un moment dat chiar cerea să-i ofer flori și a fost funny. Insist să te întreb de ce erau altfel decât i-a văzut majoritatea populației din țara asta? Și anumiți oameni de acum, din zilele noastre, sunt văzuți în mod, sunt greșiți, sunt percepuți greșiți, sunt văzuți printr-o optică greșită. Pentru că oamenii atunci când nu au anumite lucruri, tind să creadă că este vina, eu știu, a unor
unei familii. Dar totuși România nu era condusă atunci doar de familia Ceaușescu. Nu vreau să fac politică. Dar ai profitat atunci? Ai profitat sau se poate spune că i-ai iubit? Nu i-am iubit. N-am iubit pentru că se întâmplau lucruri care rele, care se răspângeau și asupra celor din jurul meu și, eu știu, nu neapărat familiei, dar oamenilor cunoscuți. Nu pot să spun că i-am iubit, dar am apreciat faptul că, de exemplu, Ceaușescu, pe unde mergea, încerca să fure câte ceva să vadă, arhitectural și așa mai departe, chiar dacă părea megaloman și așa mai departe. Iată că hai să nu fim ipocriți. Ne lăudăm astăzi cu Palatul Parlamentului, da? Cu Dâmbovița asta care e cât de cât, cu două autostrăzi făcute de el, cu canalul Dunărea Marea Neagră, cu Transfăgărășanu. Stai puțin, Cătălin, nu? Regreți perioada aia? Nu regret perioada aia, regret faptul că atunci s-au putut face lucruri, iar acum nu avem niște autostrăzi. Și mor oameni pe niște drumuri oribile. Da, regret că nu mai trăim măcar câțiva ani, chiar dacă ne sacrificam, să avem autostrăzi, să avem infrastructură și să avem niște lucruri ca lumea. Repet, cu ce ne lăudăm? Haide. Sunt uluită și cred că se vede pe fața mea, așa că vreau să mergem un pic mai departe, să vorbim despre faptul că te întreții singur de la 18 ani. Da. Ești astăzi un om bogat? Spiritual, da. Financiar, nu, pentru că banii pentru mine nu au valoare. Care a fost prima sumă pe care ai câștigat-o pe forțe proprii și ce ai făcut cu banii? Păi am să-ți dau un exemplu și atunci ai să faci niște calcule. Orice deplasare la Moscova pentru mine, care era cea mai importantă, nu Germania, Franța, Parisul și așa mai departe, erau importante pentru că erau doar așa for fun, pentru shopping. De la Moscova puteai să te întorci cu contravaloarea unei daci. Cât de des mergeai la Moscova pe vremea? De două ori pe an, cel puțin. Deci cel puțin două dacii pe an le aveai asigurate, da, pe vremea aia. Apoi... Și ne distram groaznic de bine cu fetele de la agenția de Red Star de la Moscova și a fost foarte frumos. În 1996 am aruncat un ochi pe notițe, tocmai ca să nu greșesc, ți-ai înființat propria casă de modă, da? După ce ai fost manechin la Mama Zina, cum te știe toată lumea. Nu, hai să clarificăm asta, acum n-am fost manechin la Mama Zina. Deci, regretata Zina pe care o iubești și de care îmi pare foarte rău că nu mai vezi între noi, nu m-a lansat doamna Zina. Mama Zina, s-a numit Mama Zina pentru că toată lumea îi spunea Mama Zina și pentru că ea îmi spunea, tot timpul spunea că eu sunt copilul ei pentru că se mândrea cu mine. Eu, primul meu job de manechin cu carte de muncă a fost la Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, unde am lucrat foarte mult și de acolo m-am lansat, acolo am luat acel premiu. Înainte să o cunoști pe Zina Dumitrescu. Așa mai departe. După care am avut colaborări cu Adesgo, cu Ela Doicescu, care pe vremea aceea era cea mai bună creatoare de tricotaje, când doar nu am prezentat ciorapii și ne făceam niște prezentări superbe de tricotaje, prezentări pe care, eu știu, le orchestra într-un mod fabulos Adrian Sârbu, el se ocupa de prezentările de la CAIR, prezentările internaționale, iar pe urmă, pentru că m-am îndrăgostit nebunește de o fată, o doamnă care era căsătorită de la casa de la UCOM. Te-ai îndrăgostit de o femeie căsătorită? Da, așa mi s-a întâmplat tot timpul. Asta este, de Dana. Am intrat și la UCOM, deci a fost a treia colaborare și în momentul acela, Dana, care avea colaborare cu casa de modă Venus, i-a spus mamei Zina: mama, am un băiat foarte frumos, aș vrea să-l cunoști și să-l vezi. Zina m-a văzut, m-a plăcut din primul moment pentru că m-a pus să defilez. Pe puțin oameni știu, și uite, probabil că n-am spus-o niciodată, Zina mi-a permis să intru în prezentările de la casa de modă cu haine create de mine la APACA. Îmi făceam și haine la casa de modă Venus cu acei oameni minunați de acolo, meșteri care probabil că unii nu mai sunt pentru noi, dar îmi dădea voie să vin și cu haine create de mine. Cu Zina am parcurs toată țara, am fost toată peste tot, dar nu m-a lansat ea, nu m-a promovat ea. Probabil că s-a lipit eticheta, da, asta, dată iar, fiind iar, da, Zina, eu fiind mai recentă, cei mai buni manechin și fiind tot timpul lângă ea și așa mai departe, mă recomanda, băiatul meu, asta mi-a adus și o ură gratuită vis-a-vis de Cătălin, îl chema tot Cătălin, culmea. Fiul ei. Fiul natural al Zinei, care a provocat o chestie destul de urâtă la mormântarea Zinei, că nu prea am avut voie să mergem să o vedem, a fost destul de urât. Dar Cătălin este încă un copil, îl iubesc așa cum îl iubeam și atunci și asta este, trebuie să trăim în pace totuși, în memoria Zinei. Mă întorc la casa ta de modă. Este o afacere bănoasă?
Cum e business-ul ăsta în România? Business-ul, fashion-ul în România este up and down. Depinde, mai ales acum în pandemie, nu a mers destul de bine. Dar dacă știi să te reprofilezi, dacă știi să faci și alte lucruri, pentru că dacă ar fi fost să trăiesc doar de pe urma unor rochii de seară sau de mirese pe care... Nu mai sunt nunți, nu mai sunt petreceri. Da, da. Atunci m-am reprofilat, am făcut costume, training-uri, produse sport, fabrica, eu de la Târgu Mureș, care oricum făcea produse sport de la lingerie intimă pentru femei, pentru bărbați, training-uri și toate celelalte, s-a reprofilat și uite așa am încercat să supraviețuim, am adus bani de acasă, am pierdut oameni, am pierdut bani. Nu este întotdeauna profitabil, dar știi cum e, strângi, mai aduci de acasă, mai... De la business mă întorc la iubire, pentru că tocmai ai amintit de prima ta mare iubire, Dana, cu care ai și avut o relație de durată, a fost, nu? Da, foarte lungă, da. De ce... să fie și mai lungă. De ce preferi dulcele statut de burlac, în ciuda faptului că ai iubit de zeci de ori, de sute de ori, cum să zic? Nu pot să spun că am iubit de sute de ori. Am iubit și de fiecare dată când am terminat o relație, am spus că e ultima și că n-am să mai pot iubi la așa intensitate și că viața nu mai are sens. Nu e adevărat. Următoarea relație a fost și mai puternică și mai intensă, iar eu am făcut la același greșel. Însurătoarea nu te-a tentat niciodată? Ba da, m-a tentat la început cu Dana. Am vrut să fac un pas, dar m-a taxat pentru că aflase de o altă relație pe care o aveam în paralel în România cu o fată superbă, Olga, semăna cu tine, doar că era blondă. Și m-a taxat pentru asta, pentru că bunele mele prietene, manechinele de la Casa de Modă, chiar împreună cu doamna Zina și gașca de fete, o informau cum că în fiecare seară mașina mea era parcată în fața casei domnișoare Olga, care lucra în Parlament, by the way. Și au avut așa un schimb de... Am fost într-un ping-pong între ele. Deci din vina ta ești burlac în continuare? Da, dar acum... Sau e alegerea ta? Bărbat, trăia în Germania. Acum eu făceam naveta București-Germania. Scuze, lăsați. Se găsea o soluție. Ideea e că te întorci la aceeași femeie. Știu că iară mi-au hăit, da? Mă întorceam la ea, o iubeam foarte tare, am iubit-o foarte tare. N-am taxat unul pe celălalt, după ce ne-am despărțit în mod oficial, ne-am tot taxat. Ne taxăm și acum, dar iubesc la fel de mult și acum. În fiecare zi am mesaje de la ea, sper să n-afle soțul ei. Nu vrem să fim părtași la spargerea unei căsnicii. Nu, dar este femeie minunată, extraordinară. Cătălin, viața ta zugrăvită prin ziare, pe site-uri de socializare, în emisiuni de televiziune, pare perfectă. Pare. Dar eu te cunosc de 20 de ani, cred, și știu foarte bine că nu e așa. De ce nu lași latura ta foarte sensibilă și vulnerabilă să se vadă? De ce le dai voie oamenilor să creadă în continuare că ești perfect și că ai o viață ca în filme? Dar nu l-am încercat. Am încercat asta tot timpul, să arăt că nu sunt perfect, că sunt cocoțat pe acel piedestal doar datorită unui job și al unei vieți pe care o am. Dar oamenii nu mă vor altfel. Oamenii nu vor să le povestesc despre problemele mele. Nu mă vor trist, nu mă vor să mă vadă că plâng, în ghilimele spus. Oamenii mă vor perfect, fără probleme. Asta este, am încercat. Crede-mă că am încercat. Cum ești tu de fapt? Sunt un tip sensibil, al naibii de sensibil, care tinde către perfecțiune, tocmai de-aia am o mie de probleme. Simplu, foarte simplu, simplu. Ceea ce... Instagramul și Facebookul sunt zero. Toată lumea e fericită pe Instagram și pe Facebook. N-aș avea cum să pun pe poză într-o zi o poză nefericit și plângând sau spunând că n-am aia sau că n-am aia sau plângând. De ce nu? Pentru că aș fi penibil. Ce să spun? Oamenii care își recunosc problemele... Dacă eu aș spune într-o zi, astăzi am o zi proastă și mă simt trist, nu mai spune, ai mă ce îți lipsește, ai bani, ai de toate, ai pe cine vrei, e waiting list la ușa ta. Și așa e. Ce vrei să spun? Sau, a, da, că n-am fost bun la, oamenii au empatizat cu mine, normal, e firesc la boală, nu. Dar nu știu ce să le spun, că am o pasă proastă, că am o mică depresie, deși știu să ies din ea. Nu! Ai avut episoade de depresie în viață? Da, orice om, e firesc. Cum le-ai depășit? Mi-am autoimpus să le depășesc, am depășit singur, în intimitatea mea, nu m-am plâns la nimeni. Am câțiva prieteni care, dacă mă sună, spun, sunt nervos, lasă-mă că sunt depresiv astăzi, dar îmi revin a doua zi, când mă trezesc, îmi spun, sunt strong, îmi dau muzica la maxim, ascult la maxim o jumătate de oră muzică simfonică, de obicei sinfonia pe teme de Paganini al lui Rachmaninov, îmi beau două cafele strong și am plecat puternic
și învingător la birou. Dar știi, pentru asta sunt prietenii. Să mai și plângi pe umărul mai lor. Plâng, da, nu vrei sunt. Să-i împovărezi? Asta e. Nu, așa cum am spus, nici nu vreau să-mi împovărez nici prietenii și nici părinții. Mi-e jenă să le cer astfel de favoruri mici. Joshua îmi spune tot timpul, băi, lasă-mă că ești atât de prost, pentru că nu, tot timpul ți-ești cel mai mare rușinos. Da, mi-este rușine, nu vreau să fac asta, trec și prin boală, dar să încerc să trec singur, nu cer nimic. În momentele în care erai internat în spital, fie pentru problemele la inimă, fie pentru acea poveste cu cancerul, te-ai gândit vreodată că poate fi sfârșitul? Da. Cel puțin acum cu cancerul, da, m-am gândit și m-am rugat la Dumnezeu non-stop. Da, cum să nu? În momentul în care faci 5 operații una după cealaltă și în momentul în care după a patra totul se termină și toată lumea este fericită și mulțumită că o operație super grea, tip HIPEC, așa cum spuneam, a reușit și de fapt din cauza unor operații prost făcute în altă parte, nu spunem unde, nu în niciun caz în Turcia, pocnesc drenele în tine și în altă parte și faci hemoragie internă și în câteva minute tot sângele se scurge ca în filmele de groază în pat și spune îl pierdem, l-am rezolvat de cancer, dar îl pierdem. Da, m-am gândit că mor și intri în frisoane și în fibrilație de sălta patul, da. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional. Da, a fost, da. Cătălin, viața tumultoasă pe care ai dus-o, a contribuit la degradarea stării de sănătate? Ce da, crezi? Da, categoric. Ultima operație mi se datorează de faptului că în ultimii ani am fost foarte nervos, foarte stresat. Anumite persoane m-au enervat în anturajul meu. Am fost up and down din punct de vedere psihic. Eu nu arăt asta, mă consum în mine. Dar am trecut prin faze foarte nasoale. Chiar dacă sunt Cătălin botezatul, sunt uneori răpus, pus în genunchi. Dar vai și amar de persoana care mă pune în genunchi. Ești răzbunător? Nu sunt răzbunător, plătesc. Bine, ce se întâmplă de multe ori am vrut să mă răzbun. Dar când am fost pe pasul de a face acel pas, în ghilimele spus, m-a răzbunat Dumnezeu. Adică nu m-a lăsat să fac, bine, nu te gândi acum că fac, domnul vește, rău, ucid, fac ceva. Nu, plătesc cu aceeași monedă. Dar nu m-a lăsat Dumnezeu. Dar da, dacă mi-afectezi viața socială, sănătatea, părinții, în primul rând, prietenii și mă oprești cel mai important din drumul pe care mi l-am trasat, din munca mea, atunci asta nu accept. Pentru că tot ce am făcut până acum, așa cum ai spus, de la 18 ani până acum, am făcut foarte multă muncă și nu permit nimănui să facă, să mă întrerupă acest flux. De ce crezi că ai așa o mână ocrotitoare pe umăr de fiecare dată când ți-e greu și treci mai departe? Pentru că cred în acest Dumnezeu al meu. E un Dumnezeu care tot timpul mă împovărează, știi cum e, îmi dă tot felul de poveri pe umeri, mă apasă la propriu și să vadă cât pot să duc, să vadă dacă mă pot ridica, să vadă, el mă apasă, eu mă ridic, el mă apasă, mă ridic și atunci îmi dau seama cât de puternic sunt. Tocmai de aceea cred că am ajuns aici. Ce-ți lipsește în viața astăzi? E o întrebare la care niciodată nu știu să răspund. Nu pot să am de toate, nu lipsește o familie, pentru că am avut într-un fel sau altul, sau copii, am într-un fel sau altul, cred că nu vreau să vorbesc în tabu. Am o familie, am părinți care trăiesc, slavă Domnului, și le doresc tot binele din lume, am prieteni. Aproape tot ce vreau îmi pot permite financiar. Totul se poate cumpăra cu bani? Da. Serios? Da. Totul prietenia nu poți cumpăra? Ba da. Sănătatea nu poți cumpăra? Ba da. Te contrazic. Te rog. Păi, prietenii poți să-i cumperi cum atâta timp cât ai bani, poți să cumperi orice prieten. Nu, sunt prieteni falși lângă tine dacă i-ai cumpărat. Și aia care au început prin a fi prieteni simpli, devin falși în timp când ai foarte mulți bani. Dacă ai foarte mulți bani și un prieten din ăsta bun, de la început, da, își cere la un moment o sumă mare și tu nu poți să-i dai din vari motive, nu poți să scoți din bancă. Așa poți să se supere pe tine și atunci este un prieten. Nu contează, totul se poate. Sănătatea, cum să nu o cumperi cu bani? Că dacă te îmbolnăvești și n-ai bani, un copil, nu știu câte cazuri am ajutat eu, bine, nu cu atâta sume mari, dar promovând și dând, da, sunt boli care costă 2 milioane tratamentul unui copil, da? Știi de la ce mă refer. Dacă nu ai acei bani, copilul acela moare, săracul. Deci da, poți cumpăra cu bani. Na, bine, nu poți să cumperi o sănătate veșnică cu bani. Dar dacă nu ai bani să mergi la un medic afară, cum nu că recomand medici de afară, medici în România sunt perfecți, spitalele sunt proaste. Te duci să te operezi în România, perfect, operația reușește, pacientul moare din cauza unor bacterii. Nozocomiale, da, nozocomiale.
despre ce vorbim. Da, fericirea poate fi cumpărată. De la un anumit moment, fericirea poate fi cumpărată, poate fi întreținută. Cineva m-a întrebat, ai un preț? Și am zis, da. La ce te referi? Păi un preț vis-a-vis de o femeie care să, cu care să rămân până la capătul vieții. Bineînțeles că acea femeie trebuie să aibă, are o vârstă, nu? Da, și am spus, da, care e prețul? 300 de milioane. De ce? De euro. Te-ai căsătorit dacă o persoană ți-ar da 300 de milioane de euro? 500, da. Ai ridicat... Pentru că nu există. Bine, spune-mi, te rog, dacă tinerețea poate fi cumpărată. Tinerețea, așa, asta e normal că poate fi cumpărată. Există bisturie și doctori fantastici. Dar... Ești adeptul ajustărilor? De ce nu? Când ai niște complexe, ca vorbesc de femei. La bărbați, mai greu, pentru că un bărbat cu riduri, cu aia e mai sexy. Da, dacă chiar simți nevoia după o vârstă să-ți faci niște retușuri, da, dar la o femeie, atâta timp cât eu și nu te simți bine cu corpul tău, cu ai un nas care ți se pare că e ciudat, n-ai sâni, n-ai... Da, dumne, fă-le, fă-ți-le cum vrei tu, dar să te simți tu bine, asta e important. Să-ți îmbunătățești calitatea vieții. Să devii cu buzele ca două băști, cu sânii până, pot să zic, până aici și să devii ca și Maricica și ca Ionica, și, că nu le mai știi pe stradă care sunt. Sunt la fel. Toate sunt la fel. Trebuie să ai o personalitate, să te fac, sunt medici foarte corecți care nu te fac cum vrei tu. Îți fac doar asta sau nu-ți fac nimic, e suficient. Am foarte mulți prieteni medici esteticieni. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne-am întors, suntem la cină cu Cătălin Botezatu. Nu cred că există persoană în România care să nu te știe. Ai călătorit foarte mult în străinătate, îți plac vacanțele sau dacă mergi cu jobul, îți place să lucrezi și afară. Cu toate astea, trăiești încă în România. De ce ai ales să rămâi aici? Pentru că sunt un patriot prin excelență, pentru că îmi place, da, să călătoresc, dar să mă întorc în țara mea și să demonstrez că și românii sunt tari. Și uite, aici o să-ți dau un exemplu. Nu de câte ori am călătorit în interes profesional și am făcut prezentări de modă, asta am să spun tot timpul, să o repet, și am avut succes și am avut cam de fiecare dată. Să știi că oamenii nu spuneau wow, Cătălin Botezatu, nici măcar nu-mi pronunțau bine numele, spuneau acel, a avut o prezentare un român, un creator din România, ce tare creator ăla din România. Asta mi-a dat cea mai mare satisfacție. Cum este România în comparație cu alte țări pe care tu le-ai văzut? Foarte frumoasă. România, știi ce nu înțelegem noi? Noi avem pretenția că wow, a trecut atâta timp de la Revoluție, dom'le, ce se întâmplă? Nu, suntem într-un pionierat al democrației. Mai avem de așteptat. Nu, deci, nu putem să ne comparăm cu Franța, cu Italia, cu Anglia, cu Statele Unite. Nu avem cum. E adevărat, nu mai avem răbdare. Poate să fie mai bine pentru copiii noștri. Probabil. E bine oricum și pentru noi cât de cât. Dar nu avem răbdare. Românii sunt foarte răi în anumite puncte de vedere. România e țară frumoasă. Avem de toate. Avem oameni frumoși. Se mănâncă bine în România. Ce ar putea fi brand de țară pentru România? Ce ne deosebește de alte țări? Tot relieful, partea spirituală, mai multe mănăstiri și biserici și mai vorbim de punctele energetice, punctele solare, dacă mergem pe partea cealaltă să vorbim, din România sunt atât de numeroase și fantastice, pentru că am putea să facem bani pe aceste chestii, dar nu sunt promovate. Deci, uite, bună oară, să fac o paranteză scurtă, dacă am promovat țara Hațegului, cu toată partea Densuș, Sarmisegetuzele, că sunt acolo, Castelul Huniazilor, așa mai departe, ar fi superb rezervația de Zimbri. Nu e deloc promovată zona aia. Am scoate la bani de acolo, plus că acolo sunt și niște energii fantastice. Dar nu știm să ne provăm. Avem munte, avem mare, avem aur, avem biserici, avem Moldova, avem Maramureșul ăla superb, avem Ardealul ăla superb, avem Dunărea, avem Delta, avem mare, avem de toate. Când spui nu știm, la cine te referi? La cei care ne conduc. Noi știm, dar nu conducem noi țara asta. Oamenii trebuie să iasă în stradă pentru alte lucruri, nu pentru ce ies în stradă. Părerea mea, nu vreau să-mi iau hate și n-am să spun pentru ce nu ies în stradă. Ai fost vreodată la proteste? Da, dar niciodată n-am fost în prim plan ca să fiu filmat să mă dau mare.
Am fost acolo în spate undeva cu câțiva prieteni și am văzut ce se întâmplă, da. Îmi amintesc un mai vechi interviu pe care l-am făcut cu tine, în care spuneai că parcă te-ai apucat de politică. S-a dus acea idee? E la ora asta. Nu sunt suficient de pervers și de mincinos. Sunt un săgetător convins care spune lucrurilor pe nume. Sunt așa. Aș deranja prea multă lume. N-am nimic de câștigat. Plus că în politică, după părerea mea, trebuie să fie doar oameni bogați. O țară trebuie să fie condusă de oameni bogați. Atâta timp cât politicienii noștri sunt la început sau sunt săraci sau sunt la început de drum, sunt tentați să facă favoruri atât pentru ei cât și pentru familiile lor. Te-au curtat partidele politice? Da, dar nu pot să fac așa ceva. Pentru că aș fi mazilit. Pe final de emisiune mai sunt 10 întrebări. Ele vin repede din partea mea, dar te rog să răspunzi atât altă cât întrebare. Crezi. Altă întrebare, da. Poți ține la infinit pe asta. Deci urmărești cu atenție și îngrijorare scena politică din România, sigur, nu? Nu sunt acum un om care trăiește doar așa de dragul de a trăi. Nu sunt un superficial. Din contră, par uneori, dar nu, din contră. Când ai plâns ultima dată? Când am plâns ultima oară? De obicei mă manifest așa, bine, plâng, nu cu lacrimi negru, de nervi. Și îmi dau așa lacrimile în colțul ochiului și cu asta bă, de nervi. Plâng de nervi. De tristețe, nu? Nu, încă nu am ajuns la faza aia, cred că după 60 de ani. Ai grijă că mai e foarte puțin. Da, 20 de ani, nu? Glumă. Ce contează mai mult, să fii fericit sau să ai bani? Să ai bani. De ce? Asta e. Am fost fericit, știu că e greu să fii fericit. Fericirea este o noțiune de dicționar. Este o chestie efemeră, trecătoare, meteorică. Mai bine să ai bani. Cine te așteaptă acasă? Câteodată mă așteaptă o femeie frumoasă, câteodată nimeni. E normal, m-am obișnuit cu asta. Mă așteaptă cine vreau eu. Cine vreau eu să fie acasă, e acasă. Cum ești acasă în singurătatea ta când nu te așteaptă o femeie frumoasă? Uneori sunt trist, uneori sunt foarte bine, pentru că uneori mă regăsesc perfect în singurătatea mea. Închipuiesc că am mers în vacanțe lungi, singur. Chiar și acum de Revelion am fost singur în vacanță în Maldive, în cel mai luxos, bogat și resort din lume. Și am fost singur. Și cu cine ai făcut gestul ăsta? Uite, îl fac cu tine acum, cu o femeie la frumoasă. La mulți ani! Cătălin, ce te impresionează mai tare? Un copil aflat în necaz sau un bătrân? Un bătrân. Și de ce? Copiii au toată viața înainte, au toate șansele de a ajunge cineva. Un bătrân nu mai are viața înainte. Un bătrân trebuie ajutat. Un bătrân este la capăt de viață. Nu mai are ce să facă. Copiii pot face lucruri. De cine îți este foarte dor astăzi? De o persoană foarte dragă mie, pe care aș vrea să o văd, doar să-i spun că încă mai țin la ea și că nu este neapărat vorba de iubire, cât e vorba de grijă, pe care aș vrea să o văd bine, care îi doresc tot binele din lume și de care mă tem să nu-i se întâmple lucrurile. Poate te privește acum și te-a auzit. Nu cred că nu e aici. Poate să transmite cu niște unde. Îți este ușor să-ți accepti vârsta? Care vârsta? Vârsta e un număr de ani. Vârsta interioară, ce emani, e important. Eu am văzut tine la 20 de ani care sunt mai bătrân decât noi. Ultima carte citită este? Am cumpărat niște cărți legate de budism, pentru că studiez încă budismul și am reînceput să citesc, cred că a patra oară, dar foarte greu, pentru că este foarte greu, Dostoevski, Învierea. Este cartea mea preferată. Și de ce le citesc? De fapt, nu citesc. Am niște pasaje acolo, sunt așa câteva zeci de pagini. Inspiraționale? Da, care mă motivează. Motivaționale. Ceva de ce? Nu știu, am câteva cărți. Care a fost ultimul act de caritate pe care l-ai făcut? O, doamne, în fiecare zi, dacă mi-ai telefonul, dau niște bani unei familii, unui domn, nu-l cunosc, totul e blind. Bine, mi-a trimis niște video cu un care are un bărețel de 3 ani și care nu au mâncare, se încălzesc cu vreascuri, e groaznic, iar acum în perioada asta l-am pus să-și facă și Revolut, dacă poți să-ți crezi, i-a făcut un vecin ca să poți să-i trimit pe Revolut să-mi fie mai ușor. Fac foarte multe acte de calitate, dar nu le fac la vedere și nu mă laud cu ele. Mă simt foarte neputincios pentru că primesc foarte multe propuneri și oamenii îmi scriu disperați. Nu pot să-i ajut pe toți, asta este clar. Nu am o fundație să fac asta, dar ajut în continuu. Ce nu-ți place la români?
Nu știu ce nu-mi place, că sunt românii români, balcanic, știm? Avem chestia asta balcanică în noi, cu două fețe, să moară și capra de vecinului. Dar în rest, nu pot să critic eu românul, pentru că tot român sunt și eu. Și este ultima întrebare, poate mai grea decât cele de până acum. De câte ori ai încercat să-ți iei viața? De trei ori. Și asta înseamnă că de trei ori am dat dovadă de o incultură maximă. Ați luat viața, a merge la vrăjitor și așa mai departe, este dovada cea mai mare de slăbiciune și de incultură. Viața nu ți aparține, trebuie să te gândești foarte bine că alții ar da oricât pentru a trăi și pentru a avea o viață lungă și că nimeni, dar absolut nimeni, nu merită să îi dai viața. Nu merită. Te-ai împăcat cu tine și ne întâlnim și la adânci bătrâneți, da? Normal. Orice ar însemna adânci bătrâneți pentru noi. Da, 50 de ani, cam așa. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Botezatu. Mulțumesc pentru și mai ales pentru masă. Șef, mulțumim super, pentru masă. Mersi. Adi Hădean. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare la cină, ora 21, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne revedem săptămâna viitoare!